A doua oară nu le-a mai ieșit. Iulia Albu și partenerul ei, Marian, au părăsit Dancing on Ice visând doi. Suntem singura echipă de aici care nu e o echipă, spunea Marian înaintea ultimului dans. Marian s-a supărat pe Iulia că la antrenamente era mai mult cu telefonul în mână, nici de cum cu gândul la concurs. Hai că trebuie să ne pregătim. Da? Toate echipele sunt mai bune decât noi, pentru că sunt echipe. Noi suntem singura echipă care nu suntem echipă. Ok. Eu nu pot cu acest om. Lasă-mă pace! Pe gheață, Iulia nu a ascultat toate sfaturile primite de la Marian. Nu te-ai mai lăsat pe spate! Să te lași un pic oarecum, să încerci să înveți, fără să te superi. Lasă-mă, te rog! Iar visul lor s-a încheiat repede. Dacă prima dată au câștigat duelul, acum nu au avut nicio șansă și au fost eliminați de Ruby și partenerul ei. Dancing on Ice, vis în doi, continuă sâmbătă de la ora 20, în direct la Antena 1.